Astăzi s-a început operațiunea de dezinfecție a blocurilor, a scărilor de bloc, de fapt, zona comună al fiecărei scări de bloc, de către operatorul delegat al municipiului Craiova, Salubritate Craiova. Dezinfecția se face în urma comunicării cu președintele asociației de proprietari din zona respectivă. Se va lua legătura cu președintele de asociație și se va informa de această procedură. Se va anunța întreaga scară, toți locatarii de pe scară, pentru că există niște măsuri de protecție care trebuie luate după aceea. Și se continuă în tot cursul zilei de azi. Să sperăm că astăzi să realizăm peste 240 de scări de bloc. Se va continua și în zilele următoare, un număr aproximativ de 4.000 de scări de bloc identificate până la această oră. În privința dispozitivelor de dezinfecție și dezinfectantul, sunt în procedură. Dacă la dezinfectant se găsesc cât de cât soluții, în ceea ce înseamnă dispozitivele respective, nu am reușit până la această oră să găsim niciun furnizor de dispozitive de dezinfectant. Încercăm în continuare, ne zbatem să găsim, pe măsură ce vom găsi, începem și montarea lor.